Nu ziua, stimați reprezentanți ai mass-media, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și sunteți astăzi la briefingul echipei noastre, briefingul consacrat la cele 100 de zile a guvernului Gavriliță. Din start vă informăm că echipa noastră împreună cu experți a făcut raportul de alternativă în care noi am indicat situația reală care are loc în economie, în domeniul social, în medicină, în educație și în care dăm și vom da aprecieri clare fiecărui minister. Acest raport va fi prezentat în 3 briefinguri, cel de astăzi cu subiectul justiție și cadre, cel de mâine care va fi consacrat politicilor sociale sau antisociale a guvernului Gavriliță și poi mâine blocul economic a echipei noastre va prezenta raportul clar pe succesele sau mai bine zis insuccesele actualului guvern pe plan economic. Stimați cetățenii Republicii Moldova, au trecut 100 de zile a acelui guvern care a fost instituit de actuală majoritate parlamentară controlată de un singur partid politic. Vrem să aducem aminte cetățenilor cum cei din PAS au primit un rezultat solid și anume 63 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova. Promisiuni generoase de salarii, de pensii, promisiuni de ajutor pentru agenți economici, pentru agricultorii, pentru cei care încă mai au ocupație astăzi în Republica Moldova. Oamenii, fiind obosiți de criză, de pandemie, au crezut, dar poate da, dar poate aceste promisiuni au ceva ca substanță. În realitate, constatăm că nicio promisiune electorală a doamnei Sandu, a celor din PAS, nu a fost îndeplinită. Nici promisiunea pensionarilor cu vârstă, cu pensia minimală de 2000 de lei, și 300 de mii de pensionari au fost practic amăgiți. Nici promisiunea medicilor, promisiuni generoase, nici promisiunile celor din educație, nici agricultorilor care astăzi nu mai primesc niciun ajutor din partea statului, din partea Guvernului Republicii Moldova. Și dacă noi, socialiștii, am demonstrat că agricultorii au primit o sumă record de subsidii pentru organizarea activităților, peste 1,1 miliarde de lei, plus ajutor în perioada de secetă. Astăzi agricultorii nu au nicio susținere. Am majorat de 2 ori salarii medicilor cu 40-30% și astăzi vedem că medicii nu mai sunt susținuți de Guvernul Republicii Moldova. Am ajutat fiecare categorie de populație, inclusiv și pensionarii și mediul de afaceri, prin reforme fiscale, prin ajutorul pentru Horeca și așa mai departe. Dânșii au promis mult mai mult și i-au luat și ceea ce aveau ca și susținere din partea statului aceste categorii de populație. Dânșii spuneau că mediul de afaceri trebuie susținut în perioada de pandemie și nu vedem nici o reformă, nu vedem niciun pas, absolut nimic pentru mediul de afaceri și pentru cei care se ocupă cu industrie și agricultură. Dar mai multe detalii vor oferi colegii în zilele următoare, după care raportul integral va fi publicat. În mod special, astăzi ne referim la reforma justiției, cadre, audiovizual. Despre ce dorim să informăm cetățenii Republicii Moldova? Guvernul Gavriliță a început cu majorarea numărului ministerilor, adică mai mulți miniștri, mai mulți șefi, și povară mai mare asupra bugetului public național. Adică astăzi cheltuielile pentru întreținerea administrației centrale sunt în creștere, inclusiv și președinție. Acolo unde doamna Sandu a promis să deschidă o bibliotecă publică, astăzi este aparatul președinției care consumă cu 3 milioane mai mult decât în perioada domnului Igor Dodon. Au crescut cheltuielile pentru întreținerea ministerului, guvernului și toate aceste cheltuielile sunt din buzunarul cetățenilor. Însă după 100 de zile putem constata clar că cetățenii o duc mult mai rău, mult mai prost. Astăzi oamenii trăiesc mai rău deoarece salariile și pensiile sunt la același nivel,
Винитурле, дар килтуэлле уамлор, креск пизичи трече. Крештеря прецурилур ла карбуранц, ла бензина, ла моторина, крештеря прецурилур шитарифулу и ла газели натурале, крештеря прецурилур ла электричитати кореняштяпты, агенту термик, ши мулты, алты, чея че астыз практика адусу атмосферы дифрикансу четати. Уаменей ситем кану вор фачи фаца сырычей. Уаменей инсатели дин Република Молдова ситем де фуаме, ситем де инкапачитати лор де платы. Астыз амажунс сэ констатем кавем челмай непрофессионист гуверн, челмай слаб гуверн, кари ну есть и капабил сажуте нечун четатян, ши ну есть и капабил сэ ажуте уаменей ин периода де пандемии, ин периода де криза. Астыз авем гуверн кари практик, асортит интрега популяции ши адус ин лок де времурь буни промиссия, адус двар сырачие ши липсы де спиранцы. Чи цини де политика де кадры есть он доменю сепарат. Чей ден пас ау промис конкурсу публича, ау промис садука профессиоништей, ау промис садука диаспора касы. Ин реалитате видим ка ангажац ин функции де кондучери, ин министерия, ин администрации, ин агенции, ла интерпрендер, сунт эксклюзив мембри де партит, ши руди директе, кум а домни Санду, аша ша домни Гаврилице, ши а депутатслур дин партидул акционе ши солидаритате. Варе ачасты политика де кадри а промис четатенилор домна Санду импрюну ку екипа ей де партит. Варе Република Молдова есть едуар он сингур партид политик, ши астыз ин функции де кондучери пот акчеден ма персуанели дин антуражу политик, варе чеден пас ау девенит пестенуапте КПСС, ку практичили кану ма он сингур партид деляга уамени ин функции де кондучери. Бытая де жок ши мажураря килтуелилор пентру интрицинеря ачестор уамень арудилор ша персуанилор каре примеск саларий буне пентру липса де результате. Атончка не реферим тречем дежане межлучитла субъектла жустиции. Унаден промиссион де базы, а чел орден пас ира у жустиции корректа. Ши эвидент ка дынши нича ич нау демонстрат ничун результат. Кярши реформа конституции, модификария конституции Републики Молдова, инчеч сын де сектору де жустиции, а фост реализат датурите министерству юстиции кондус де Фадей Нагачевский, датурите экипе ноастре. Ной пурши симплу ам дус ла бун сфаршит, а че афае де паркурс, агенда кари а фос координаты ку консилиул Европии. Че че ау факут че един пас ку леджа прокуратурии, ку алти ледж, но есть алчева декит сфидария инцелегерилор ноастре, инклюзив ши ангажаментилор Републики Молдова фаца де Консилиу Европии ши фаца де партенери де дезволтаре. Проекте де леч, кари ничну ау фос консультати ку комисия де ла Венеция, проекте де леч, кари инкалка грав ангажаментиле экстерни але Републики Молдова. Ши кари практик ау рамас ау лысат фыра ничун комментариу партенерии ноши де дезволтаре, кари ничну штиу кум са реакционезе. Чел мой бине реакционат домнул Букикю, кону спуска граба, ну есть и галы урджица урдженца, ну жустифика граба. Шо урдженца, ну инсямны граба. Шо и прешединтли комиссии Лавинетти а констатат, к маймулти модификер, а легислати, инклюзив ше леджа прокуратури, са продусен грабы фэра авиа экспертизы ше визул комиссии де Лавинетти. Каши кулминация ачестуй процес, ку тоцей амурмарит аресту илегала домлуй Стояноглу, прокурорулуй генерал легитим. Ам вазут мулти манипулер ши спекулаций ин пресы, прикум ка социалиштей лапары пи Стояноглу. Социалиштей ну ау авут ши ну ау конфликти ку леджа. Ной ну каутем апераре. Ной сунтем корекс ин рапорт ку легислация Републики Молдова, ши ной ну ам инкалкат леджа. Дар ка ши интряга социетатя, ка ши тоц експерций, туата социетатя чивила,
Toți partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova au condamnat metodele plahotniuciste, metodele bandițești, în stilul cărora s-a procedat cu domnul Stoianoglu. Învinuirile sau pretenții învinuiri aduse domnului Stoianoglu până astăzi nu au nicio acoperire legală și nu au susținere faptologică. Cei de la guvernare, doamna Sandu, domnul Litvinenko, cei care au curat, au lansat această operațiune specială în raport cu domnul Stoianoglu, înțeleg foarte bine că procurorii a serviciilor nu au nicio capacitate să deseneze pe genunchi acuzațiile domnului Stoianoglu. Nu există niciun conținut. În media, în mass media a apărut 3 zile în urmă percheziții în fostul birou domnului Stoianoglu, unde deja de o lună se află altă persoană, numită în condiții suspecte. Adică peste 2 luni, după acele metode bandițești, dânșii până acum caută argumente de ce ei l-au arestat pe procuror general. Înseamnă că dânșii recunosc că nu există nicio factură, nu există nicio argumentare în raport cu domnul Stoianoglu. Culmea cinismului, după ce cu domnul procuror general legitim s-a procedat în stilul bandițesc, doamna Maia Sandu dispune evoluarea activității lui. Aceasta este justiție, aceasta este reforma justiției. Asta au promis cetățenilor în campanie electorală cei din PAS. Dacă așa se procedează abuziv, în stilul lui Plahotniuc, se procedează cu domnul Stoianoglu, cum vor proceda ei cu restul cetățenilor Republicii Moldova? Oare se simte cineva astăzi protejat de lege în Republica Moldova? Oare simte cineva că în Republica Moldova a apărut justiție? Uitați-vă pe cine promovează ei în funcție de conducere, pe cine au promovat în Curtea Supremă a Justiției. Uitați-vă pe cine au promovat în funcție de conducere la procuratură și în procuraturi specializate. Oamenii lui Viorel Murari, acei care figurează în dosare privind preluarea ilegală a afacerilor, presiunea asupra politicienilor, acei care au dat indicații și acei care au permis ca opoziție să fie urmărite, filate, interceptate. Acești oameni astăzi se simt confortabil în funcție de conducere în cadrul procuraturilor specializate. Mai multe informații o să ofere colegii mei, inclusiv și despre acei judecători și procurori care astăzi o deservesc pe doamna Sandu și anterior l-au deservit până în 2019 pe Vladimir Plahotniuc. Aceasta nu este justiție. Și încă o dată repet, nu este chestiunea că socialiștii îl apără pe domnul Stoianoglu. În 2019 noi am oferit voturi decisive pentru a scăpa Republica Moldova de dictatură. În 2019 noi am votat declarația privind caracterul captiv al statului Republica Moldova. În 2019 noi am făcut pași concreți pentru a aduce libertate și dreptate în Republica Moldova. Ca să ne trezim ca peste 2 ani cei din 2019 să revină în justiție, să revină în procuratură. Bătaie de joc și sfidarea bunului simț. Aceasta nu este justiție și aceasta este o încălcare gravă a tuturor angajamentelor cu care a venit PAS în campanie electorală. Acum o să-mi permiteți să ofer cuvântul și colegilor. Mulțumesc, stimați reprezentanți mass-media. Cu referire la acest raport sau parte din raport, raportul alternativ privind 100 de zile a guvernului Gavriliță, la capitolul justiției, da, noi am citit în programul de guvernare
că acest guvern se va ocupa substanțial și va eforturile în vederea combaterei corupției. Lupta, corupția și reforma justiției au fost principalele promisiuni ale PASL în campania electorală. Dacă să ne uităm la acele acțiuni în primele 100 de zile de mandat, acestea pot fi calificate doar într-un singur fel. Subordonarea politică a instituțiilor de drept în vederea presingului sau efectuării presiunilor asupra celor incomozi din politică, asupra opoziției și, de ce nu, în perspectivă și împotriva oamenilor de afaceri. Noi am văzut acele iepureri de cadre care s-au produs în aceste 100 de zile. Ele au fost făcute sub paravanul că curățim instituțiile statului, da, de oameni răi, dar de fapt ei au iepurat cadrele din instituții, cadrele profesioniste care țineau piept, făceau diferite politici și mențineau acel vector de dezvoltare și acele angajamente pe care le are statul, inclusiv plan extern. Guvernarea în acest sens a inventat diferite mecanisme prin care se dea afară nu doar șefi de instituții, dar și mai mulți funcționari profesioniști, doar pentru un simplu motiv, că le sunt incomoți guvernării și trebuie să-și angajeze rudele lor sau persoanei care sunt cu carnet de partid, Partidul Acțiunii Solidaritate. Și în acest sens ei au inventat așa numită verificare a eficienței, au creat acest mecanism și au pornit aceste epurări în diferite instituții, inclusiv în instituțiile din a treia putere din acest stat, mă refer la justiție. Cum s-a produs această subordonare a justiției politicului și anume politicienilor din PAS, anume acestui partid? Deci, în primul rând, ei au modificat legea Procuraturii și cea a Consiliului Superior al Procurorilor. Acest lucru noi l-am văzut în luna august, când nici nu era numit guvernul Gavriliță. Депутаții care cunoșteau că pe viitor vor fi înscaunați în fotolii de miniștri, inclusiv la Ministerul Justiției, au depus mai multe proiecte de legi privind modificarea legii Procuraturii, legii Consiliului Superior al Procurorilor, legii cu privire la CSM. Și în acest sens, făcând modificări la această lege, la aceste legi, modificând substanțial raportul sau alungând din CSM, prin intermediul Curții Constituționale, 4 membri din partea profesorilor, persoane neutre care le erau incomode, au acaparat CSM-ul. După aceasta au acaparat Consiliul Superior al Procurorilor, iar toate aceste lucruri s-au făcut pentru un simplu fapt. Lor, procurorul general la acel moment le era incomod și ei, în decurs de 2 ore după ce CSP-ul a găsit un procuror de buzunar, un procuror care este de fapt subordonat și execută toate indicațiile lui Viorel Morar, care este numit în popor procurorul lui Plahotniuc, l-au înlăturat pe Alexandru Stoianoglu de la exercitarea atribuțiilor de procuror general. După aceasta noi am văzut diferite numiri dubioase a unor procurori care în perioada lui Vladimir Plahotniuc au făcut mai multe fără de legi, au participat la preluarea diferitor afaceri, au participat la executarea diferitor însărcinări, inclusiv pe domeniul politic, inclusiv pe domeniul oamenilor de afaceri. Deci, aceste persoane au fost înscaunate în diferite funcții în procuratură. Procuratura generală, procuraturile specializate, procuraturile de sector, în așa mod
ca să determine întregul sistem al procuraturii să acționeze la comanda lor. Iar comanda de sus, sarcinile, urmează să fie puse de către polițienii din Partidul Acțiunii Solidaritate. Ceea ce a vorbit colegul Bătrâncea, chiar și o lună urmă, când a venit în vizită delegația Comisiei de la Veneția, deci în briefingul său de presă, Gianni Buchicchio a remarcat un lucru, că nu trebuie să confundăm urgența cu graba. Da, este necesar de făcut unele ajustări la legislație în domeniul procuraturii, în domeniul activității CSM-ului, Curții Supreme, în Constituția țării, în vederea respectării acelor angajamente pe care țara noastră le are față de Consiliul Europei. Există o urgență în acest sens, dar nu există grabă. Toate aceste lucruri urmează să fie făcute respectând acele angajamente pe care noi le avem, respectând acel plan de acțiuni pe justiție care a fost votat de către noi, care a fost elaborat de către Ministerul Justiției condus de Fadina Năgăcescu, care a fost votat de noi în Parlament și care, din păcate, doamna președinte Maia Sandu l-a întors înapoi în Parlament, vorbind despre faptul că dumneavoastră nu este de acord cu acest plan. Dar acest plan a fost coordonat cu partenerii noștri externi, Consiliul Europei, alte structuri, Comisia de la Veneția inclusiv. Ce nu vă place, stimați colegi, în acest sens? Noi până în prezent nu avem plan pe justiție, de activitate pe următorii ani de zile. Dar avem acel dezmăț care s-a produs în aceste 100 de zile. Și persoanele docile care până în 2019 executau ceea ce le spunea Plahotniuc, ceea ce le spunea Pedeu, astăzi vedem în diferite funcții. Dorel Musteață, care a fost promovat judecător la Curtea Supremă de Justiție. Dorel Musteață, care a participat în acea operațiune privind înlăturarea domnului Stoianoglu. Astăzi vedem că doamna Natalia Moloșac, dacă vă amintiți, avocata doamnei Maia Sandu, pe care au promovat-o în funcție de avocata poporului, deja în spațiu public aflăm că dumneai a început să apere nu poporul, dar pe Viorel Murari, solicitând ca procurorul Plahotniuc să fie restabilit în funcție de procuror șef la Procuratura Anticorupției. Acel revanș a oamenilor din justiție care au făcut în această perioadă până în 2019 o injustiție pentru cetățenii Republicii Moldova. Acea perioadă când noi am avut persoane condamnate politic, acele persoane care în acea perioadă au acaparat afaceri și au subordonat toată justiția unei singure persoane. Astăzi vedem fix aceleași metode care s-au produs în aceste 100 de zile. Vedem cum a fost înlăturați unii judecători la Curtea de Apel Chișinău, din alt curs de apel de la noi din țară. Vedem cum la judecătoria Chișinău unii judecători sunt decapitați. Nu vedem claritate când va fi adunarea generală a judecătorilor, deoarece guvernarea de azi nu dorește ca această adunare să se producă. Nu dorește ca judecătorii să fie auziți, să-și delege reprezentanții săi în Consiliul Superior al Magistraturii, deoarece actualii judecători care sunt activează în CSM, lor le sunt comozi, deoarece unii din ei execută ceea ce le spune guvernarea de astăzi. Noi nu cunoaștem ce va fi sau când se va produce adunarea procurorilor. Toate aceste lucruri lasă semne de întrebare. Cetățenii de rând văd acel dezmăț care se produce și acea
rapiditate, celeritate cu care se produc aceste dezmățuri, acele derapaje de la principiile statului de drept și cetățenii sunt îngrijorați. Ce se va produce cu justiția, de ce sau cum se va proceda față de simpli cetățeni dacă această guvernare care a promis justiție corectă, aducerea acestei justiții corecte, lupta cu corupția. De fapt, această guvernare nu se ocupă cu aceste treburi, pur și simplu subordonează justiția intereselor unui singur partid. PAS-KPSS. Și mâine, poi mâine, în această săptămână, vom vedea cum va fi acaparată încă o instituție de la noi din țară, cum este CNA-ul. Sub același paravan, stabilirea cât de corect, cât de eficient a lucrat această instituție pe parcursul ultimilor 6 ani de zile. Nota noi deja o cunoaștem care va fi dată. Trebuie doar să vedem cine din rude va fi propus în calitate de conducător a acestei instituții. Avocața doamnei Maia Sandu am văzut, vireșoarea doamnei Maia Sandu am văzut în diferite funcții și a doamnei Gavriliță. Am văzut acel dezmăț care îl produc cei din PAS în justiție și, sincer să vă spun, toate aceste lucruri care se produc în realitate nu corespund absolut acelui program de guvernare care au venit PAS și au mințit, de fapt, cetățenii țării noastre. Eu vă mulțumesc. Un coleg Grigore Novac, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului. Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Colegii mei au vorbit, practic, pe toate segmentele există o acaparare totală a instituțiilor statului, dar în paralel cu acapararea acestor instituții, pe ușa din spate a democrației moldovenești se mai bagă unele momente total străine convingerilor majorității cetățenilor Republicii Moldova. Și cum este o vorbă în popor, că necuratul se ascunde în detalii, iată că acest necurat se ascunde inclusiv și în detaliile Convenției de la Istanbul. Noi, cei din opoziția parlamentară, cred că am fost unicii care am citit, eu vorbesc de deputați din Parlament, care am citit această convenție cap-coadă și am făcut și o analiză acestei convenții. Și nu întâmplător am zis că să nu se grăbească și să mă ia puțin răga să o citească și ceilalți și să mediteze asupra unor articole din această convenție nenorocită. După cum se știe, actuala guvernare este apropiată celor care în mod deschis și într-un mod propagandistic vin cu aceste valori homosexuale, le propagă, ne explică cât de bine și cât de minunat este acest flagel. Noi am asistat pe parcursul ultimilor ani când unii din deputații PAS au participat la diferite marșuri al acestei comunități, cum îi zic ei, LGBT, la diferite marșuri cu fric sau fără frică, nu mai țin minte exact, dar cert este că au participat la ele. Toate aceste, toată această propagandă și această convenție a fost inclusiv criticată și de către Mitropolia Moldovei, de către fețele bisericești. Noi am atras atenția și la aspectul juridic al acestei convenții, care foarte clar ne spune că la acel articol 3, literele nu o să le dau pentru că nu intrăm în detalii pentru cetățeni, apar noțiuni care sunt contrare Constituției Republicii Moldova, noțiuni noi care sunt în detrimentul convingerilor sufletești a majorității cetățenilor acestei țări
Și iată că noi nu am fost auziți. Deci, în cazul convenției, în cazul acestui document, apare așa numitul gen social, care înlocuiește genurile firești, pe care le cunoaștem noi împreună cu dumneavoastră, acel gen feminin și masculin, care se regăsesc și în legislația internațională. Potrivit acestei convenții, copiii au dreptul să decide singuri care sunt bărbați sau femei, iar dacă părinții în principiu se vor opune, ei riscă să fie sancționați. Nu este nimic de mirare că cei care s-au bucurat cel mai tare și primii care au strigat victorie au fost anume acele ONG-uri care propagă activ homosexualismul și celelalte ramuri ale lui care mai sunt acolo. Noi am văzut cum nici apelurile Mitropolitului Republicii Moldova, nici a Episcopiei, nimic nu i-a împiedicat ca să ducă la bun sfârșit acele sarcini care le-au fost puse în față și nu au mai dorit să audă în general de nimeni. Votarea și promulgarea acestui document anticreștinesc și orientat împotriva valorilor tradiționale a stârnit o reacție firească, dacă doriți, a cetățenilor Republicii Moldova, o reacție negativă până la urmă, dar vedem că, cu regret, cei din majoritatea parlamentară nu mai au nimic sfânt în ei și pentru ei tot ce numim noi valori și tradiții este ceva străin. Acum voi aborda o temă care vă atinge personal și pe dumneavoastră, stimați jurnaliști care sunteți prezenți aici, și anume cei ce ține de presă, cei ce s-a petrecut săptămâna trecută în Parlament. Și vreau să vă zic că actualul regim vrea să-și aducă la picioarele sale și pe cei care stau la paza democrației, adică voi, presa, cei care reflectați valorile democratice, iată că doresc să fiți îngenunchiați și voi cu regret. În acest sens au fost inițiate un șir de modificări la legislația audiovizuală, prin care se subordonează politic majorității parlamentare, instituția publică Teleradio Moldova. Poftele dictatoriale ale regimului nu se limitează doar la supunerea postului televiziunii Moldova 1 și Moldova 2 și a postului Radio Național, dar vine să pună pumnul în gură jurnaliștilor. Guvernarea vrea să ducă la cheremul politic toate televiziunile prin schimbarea componenței regulatorului în domeniu, adică Consiliului Audiovizualului. Ați văzut, săptămâna trecută în Parlament, cei de la Consiliul Audiovizualului au fost, practic, executați public și raportul lor care a venit în fața plenului nu era decât un paravan, să zic așa, ca să găsească motiv juridic. Argumentele lor nici măcar nu erau ascultate. Nimeni măcar nici nu dorea să intre în esența argumentelor aduse de CEA. Ați văzut chiar și jurnaliști notorii din Republica Moldova, care au experiență foarte bogată, poate mult mai bogată ca unii din dumneavoastră prezenți aici în sală, care sunteți mai tineri, ați văzut cum au fost învinuiți de toate relele, de afiliere politică, de ce vreți. Și ăștia erau jurnaliștii care pe timpuri se luptau pentru libertate de exprimare, pentru un jurnalism independent. Dar unii din ei pentru PAS? Da, cu păreri de rău. Și inclusiv și pentru PAS. Și iată ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Ați fost martori singur dumneavoastră, ați avut ocazia să priviți în direct ce s-a întâmplat. Eu nu o spun cu mare satisfacție acest lucru, pentru că cu regret, guvernarea verișoarelor nu se poate opri aici. Eu să meargă mai departe, pentru că
chiar dacă cineva din dumneavoastră o să dorească să critique unele lucruri care este, critica este, este ceva firesc până la urmă, o să vi se închidă gura. O să vină cu avertizare în adresa dumneavoastră. Pe urmă cu amendă o să vină. Și punctul culminant o să vină cu retragerea licenței. Dacă nu o să fiți convenabil. Dacă o să le bateți din palme și o să le aduceți ode și laude dimineața până seara, clar lucru că sunteți în afara pericolului. Iar cum o să îndrăzniți să criticați, noi am zis, nici noi nu ne temem de critică, puteți să ne criticați și pe noi, critica în principiu este bună, te menține așa în albea normalității. Dar noi nu pentru asta am luptat în ultimii ani ca să ajungem ca presa să fie îngenunchiată. Mie mulți din jurnalist îmi scriu în privat, dar ce o să fie, ce o să urmeze? Vremurile bune, cu regret, au venit și pentru presă. Vremuri bune, cu ghilimele de rigoare. Eu sunt departe de gândul că actuala guvernare poate aduce ceva bun în domeniul presii. Toate, actualul cod al audiovizualului a fost consultat cu partenerii externi. Și nimeni, nici noi, nici cei care au fost până la noi și nici care vor veni după noi, nu este în drept să intervină după mofturile sale, cum îi place așa să intervină. Legislația modificată are efect în timp. De-a lungul anilor, Republica Moldova clar lucru că a făcut eforturi mari ca să cu ajutorul în principiu a partenerilor externi ca să avem o justiție independentă. Ceea ce se întâmplă astăzi, iată, facem un, nu cum pas înapoi, dar facem un asalt enorm înapoi. Cum vedem, un partid care s-a construit cu lozinci despre libertatea democrației, a presiei, a hotărât să modifice această legislație, mai exact să-și subordoneze politic Consiliul Audiovizualului. Noi vrem să atragem atenția că tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă o să fie o pată neagră inclusiv în ochii partenerilor externi. Și partenerii externi, mai devreme sau mai târziu, o să ne dea și nota pentru cei ce fac ei. După cum am menționat, atacul grosonan asupra libertății de exprimare se vede și în încercarea regimului de a pune stăpânire pe instituția publică Teleradio Moldova. Proiectul de lege numărul 283 este atât de mizerabil și mișelesc, încât cu buretele, încât șterge cu buretele lupta de ani de zile a jurnaliștilor, experților media, partenerilor de dezvoltare care au obținut o legislație audiovizualului public de calitate cu adevărat europeană. Este de neînțeles de ce majoritatea parlamentară pro-europeană apelează la instrumente care țin de totalitarism. Nimeni nu mai credea vreodată că vom ajunge să trăim vremuri când Parlamentul va decide cine să fie directorul companiei Teleradio Moldova, să desemneze Consiliul de Supraveghere a instituției. Această practică contravine democrație și deja a fost deplânsă de organizațiile de media, pe care dumneavoastră le cunoașteți. Experții din societatea civilă spun că ne vom trezi cu un control direct și imixiune politică asupra activității TRM. Jurnaliștii instituției vor executa comenzile politice, vor închide ochii la toate fără de legile, iar ca să supraviețuiască cumva, vor fi nevoiți să fie de acord cu tot ceea ce li se va indica din Palatul Galben al Maesandu. Restabilit de Dodon. Da. Restabilit de Dodon și care, apropo, țineți minte dumneavoastră jurnaliștii, care a fost promis să fie o bibliotecă foarte mare, unde să putem merge împreună cu dumneavoastră. Dar văd că se simte foarte confortabil în acel palat. Și am majorat cheltuieli, 3 milioane. Da. Cheltuieli majorat și așa mai departe. Stimați jurnaliști,
aceste modificări care au fost făcute recent contravin tuturor expertizilor și recomandărilor internaționale care au stat la baza adoptării în redacția codului actual. Proiectul contravine direct, și aici atenționez, direct contravine Constituției Republicii Moldova și anume articolului 32 și 34, care afectează libertatea de exprimare și vine să impună cenzura cu care noi împreună cu dumneavoastră nu suntem de acord. Prin faptul că se întrerupe mandatul actualilor membri ai Consiliului Audiovizualului, se sfidează și articolul 54 din Legea Supremă, care nu admite restrângerea normelor și recunoscute ale dreptului internațional. Mai mult, acest proiect încalcă și articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, libertatea de exprimare. Este neglijat și articolul 131 din Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, care prevede independența mass-media, precum și anexa 14 acestui acord. Este ignorată și Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Dar pentru actualul regim, cu regret, contează doar să-și subordoneze toate instituțiile și să impună în societate doar propria voce. Adevărul pe care dumneavoastră vreți și trebuie să-l reflectați, cu părere de rău, sunt periculoase pentru ei și ei vor face tot posibilul ca să vă închidă gura. Cu părere de rău o spun asta și nu sunt tare încântat de acest lucru. Vă mulțumesc. Da, briefingul nostru cam s-a extins, dar am avut și de comunicat pe mai multe domenii informația, poziția. Prima parte a raportului Justiției, Media și Drepturile Omului va fi publicată și o să aveți acces absolut deschis la ea, toți doritorii. Încă o dată să reiterăm și să constatăm că Cabinetul de Ministri investit de PAS este cel mai slab și cel mai neprofesionist și absolut antisocial ca și caracter, ca și formă guvern care l-a avut Republica Moldova. Astăzi constatăm sărăcia, constatăm creșterea prețurilor, tarifelor, nu vedem niciun suport cetățenilor, nu vedem realizarea niciunei promisiuni făcute de PAS în campanie electorală și votate de cetățeni. Constatăm că situația devine tot mai complicată și cetățenii Republicii Moldova o duc și mai greu. Pe acest fundal dânșii se ocupă cei din PAS cu majorarea cheltuielilor administrative, cu ministerii noi, cu funcții noi, promovează în funcții responsabile de conducere rude și membrii de partid și, practic, nu văd nici diaspora, nici cetățenii Republicii Moldova. Suplimentar pot să vă comunic astăzi, în raioanele Republicii Moldova sunt mai mulți emisari care amenință oamenii, îi impun să scrie cere, să plece din funcții și pot să vă zic că absolută majoritatea acestor oameni nu au absolut nimic cu Partidul Socialiștilor. Sunt oameni care activează și care au fost cu mai multe partide, inclusiv și PD și PLDM. Dar astăzi emisarii fac fix același lucru care îl făcea și Partidul Democrat. Impun oamenii să scrie cere de plecare, să plece. Amenință oamenii. Amenință cu rude, cu familie. Că dacă nu pleci din funcție, a să aibă neplăceri membrii familiei tale, inclusiv și părinții care au nu știu ce. Aceste metode sunt josnice, aceste metode sunt murdare, aceste amenințări deja le-am văzut în trecut. Și știm cu ce s-a finalizat și epoca lui Plahotniuc. Însă astăzi acest KPSS, care se mai numește și PAS, dorește să mai aibă și mass-media sub controlul lor, dorește să mai promoveze o verișoară sau un verișor sau nu știu pe cine o mai găsi pentru Consiliul Audiovizualului, cu scopul ca mass-media să-i laude și să nu-i critice. Și televiziunile de opoziție, cel mai probabil sau cel puțin de ceea ce auzim, vor fi sancționate. De la unele posturi de televiziune vor să retragă și licență. De ce? De aceea că vor să aibă presă utilă, care îi va promova. Dar vă aducem un exemplu foarte simplu. Atunci când pe zi am avut 4 decese, cineva striga în gură mare că este sfârșitul lumii. Că iată medicină
domeniul sănătății publice, ministerul nu face față. Astăzi avem peste 50 de oameni care pleacă în lumea celor drept zilnic și ei trebuie lăudați. Guvernarea nu trebuie criticată pentru eșecuri sociale, guvernarea nu trebuie criticată pentru eșecuri economice, guvernarea nu trebuie criticată deoarece nu ajută cu nimic agricultorii, ei trebuie numai lăudați. Așa văd cei din PAS activitatea lor. La sigur, această activitate urmează a fi și este apreciată de tot cetățenii Republicii Moldova. Și cetățenii astăzi, asta o constatăm zilnic, sunt indignați față de acele rezultate și condiții de viață care au dus cei din PAS. Și chiar ultima, da, metode contează. Metode contează, domnul Litvinenko și colegi din PAS. Și scopul nu scuze mijloace murdare. Și să știți un lucru, și să mai puneți mâna pe carte, inclusiv și istorie, și să știți că cei care aplică aceste metode murdare vor deveni și vor ajunge pe mâna acelor procurori și judecători pe care îi întorc astăzi în sistem. Atunci când ați deschis cutia Pandorii, să știți că fiecare faptă va avea și consecință. Și atunci când admiteți să veniți după procuror general, abuziv, ilegal, fără a avea nicio acoperire juridică, asemenea precedente sunt periculoase pentru voi pe viitor. Și faptul că ați supus la cheremul politic toate instituțiile statului, la un moment potrivit, acest sistem va lucra tot împotriva voastră. Fiți mai atenți față de ceea ce faceți. Că atunci când ați procedat așa cum ați procedat cu domnul Stoianoglu și ați trezit nemulțumirea oamenilor, experților, societății civile, a partenerilor, ați început să vă distanțați de evenimente legate de domnul Stoianoglu. Dar nu se va primi acest lucru. Fiecare faptă are un autor și fiecare faptă produce consecință. Și la sigur, veți fi judecați cu aceeași judecată. Vă mulțumim!